fac un apel la populație să plătească taxe și impozite locale, numai la populație, și la agenții economici, să plătească taxe și impozite locale la primărie. Din păcate, sunt restanțe foarte mari. Pe total avem de încasat restanțe de la populație, de la agenții economici, suma de 52.251.617 lei RON. Cu alte cuvinte, 522 de miliarde de lei vechi. Vă dați seama că dacă mai avea banii ăștia astăzi, am rezolvat toate problemele și la termica și celelalte probleme care sunt legate de finanțare. Noi am făcut un efort, așa cum se știe, în ultimii ani, să nu majorăm taxe și impozite locale, să fie cât de cât suportabile pentru populație și pentru agenții economici. Sunt convins că sunt probleme legate de puterea de plată la populație, dar totuși trebuie făcut efortul de a se acceda aceste taxe și impozite locale. Noi avem aici un serviciu de executare silită, un serviciu care numără 10 persoane, insuficient pentru a recupera aceste sume. Facem eforturi, facem propriri de conturi, lucrăm cu Ministerul de Finanțe, cu Casa de Pensii, facem executări silite, dar e destul de greu de recuperat acești bani. Eu fac un apel la populație și la agenții economici, mai ales la agenții economici în acest moment, pentru că este rata de la 31 martie care trebuie achitată la impozitul pe clădiri, să achite taxe și impozite locale, pentru că altfel automat se adaugă acele penalități. Cel puțin cetățenii când vin nu discută de penalități, discută numai de datoria lor. Debitul înseamnă total penalități plus debit, pentru că și la bancă, dacă nu plătești, spune penalități, la Ion, dacă nu plătești, spune penalități. Deci penalitățile fac parte din datoriile la primărie, nu se pot separat și nu este nicio bază legală, nici eu ca primar, nici consiliul local, să șteargă aceste penalități.